Bine v-am găsit la un nou clip. Ei bine, astăzi discutăm despre primele 3 episoade, atât din Obi-Wan Kenobi, cât și din The Boys. Cele două sunt unele dintre cele mai așteptate seriale de pe anul acesta, fără doar și poate, și evident că o să începem cu specialitatea noastră, Obi-Wan Kenobi, pentru că n-aveți idee cât de mult am putut să aștept această producție. Am așteptat acest serial mai mult decât am așteptat vreodată The Mandalorian sau The Book of Boba Fett, pentru că, na, este Obi-Wan Kenobi. Îi avem pe Ewan McGregor și Hayden Christensen, care își reiau rolurile după cât 17-18 ani, și până acum a fost pur și simplu a joy to watch. Nu este cel mai bun serial Star Wars, cred și pot să spun cu mâna pe inimă pentru întreg fanbase-ul Star Wars că ne așteptam la cu totul altceva. Ideea e că Obi-Wan ridicase așteptările atât de mult încât toată lumea, tot fanbase-ul Star Wars se aștepta la un masterpiece. Și Obi-Wan nu este și nici măcar nu încearcă să fie un masterpiece. Nu mă înțeles greșit. Până acum îmi place foarte mult serialul. Îmi place foarte mult, dar îmi place foarte mult cu ochiul de fan Star Wars. Cu ochiul puțin biased de fan Star Wars. Ador faptul că Ewan McGregor îl joacă pe Obi-Wan exact la fel cum l-a jucat în prima zi. Se vede cât de pasionat este acest rol și că înseamnă extrem de mult pentru el Obi-Wan Kenobi în sine. Toți actorii fac o treabă bună, nu mă înțeleg greșit, nu aici este problema. Problema este la ce se încearcă a fi acest serial. Pe partea de easter egg-uri, de referințe, de ce o să urmeze poate în episoadele următoare, serialul a făcut o treabă superbă. Și eu cred că o să fac în continuare și cam asta se întâmplă în toate producțiile noi, Star Wars. Deci despre asta nu discutăm, pentru că, na, evident o să fie spoilere, deci dacă nu ați văzut cele 3 episoade, v-aș sfătui să le vedeți, pentru că merită. Dar da, avem referințe de la Jedi-ul Quinlan Vos, pe care n-l știm foarte bine din Clone Wars, din lore, din Dark Disciple, pe care l-a menționat Obi-Wan în episodul 3 și care, dacă ar apărea, ar fi distrugere totală. De la asta până la momentul, până la lupta dintre Obi-Wan și Darth Vader, în care știm foarte bine foreshadowing-ul pe care l-au făcut la lupta de pe Mustafar, privirea lui Darth Vader ce se vede în cască a fost superb, toată acea scenă a fost superbă. Se vede emoția transmisă de Ewan McGregor, se simte de fapt emoția. Și Ewan McGregor face o treabă excepțională cu Obi-Wan. Este un caracter care în aceste 3 episoade a transmis atât de multe emoții și mulți s-au luat de faptul că da, Obi-Wan poate nu mai poate să-și folosească puterile atât de bine, ci drept nu mai poate. Dar asta pentru că Obi-Wan timp de 10 ani s-a închis total puterilor, s-a închis total faptului și obligației de a fi Jedi. Da, poate mă așteptam și eu la un lightsaber duel mai mișto între Obi-Wan și Darth Vader, dar nu cred că despre asta este serialul. Serialul este mai mult despre caracterul Obi-Wan în sine, despre ce simte Obi-Wan, decât despre lupta dintre Obi-Wan și Darth Vader, decât, na, să-l vedem pe Obi-Wan luptându-se cu nu știu cine, cu nu știu cine în fiecare episod. Nu cred că este despre asta și cred că mare parte lumea a înțeles greșit acest serial. Și nu este vina lor neapărat, pentru că, na, serialul, cum am zis, a ridicat foarte mult așteptările. De exemplu, pe partea vizuală, serialul arată absolut superb, este fantastic de bun pe partea vizuală, toate scenele în care vedem castelul lui Vader sau cam tot ce ține de partea aia arată absolut superb. Și da, nu zic că serialul nu are multe greșeli. Are, de exemplu, a cam stricat în 2 episoade tot ce au făcut în Star Wars Rebels cu caracterul lui Grand Inquisitor. Și da, probabil dacă se va întoarce Grand Inquisitor, ceea ce ar fi absolut logic, pentru că altfel ar strica absolut tot ce au făcut în Rebels. Și Rebels în asta este din nou producție Star Wars și producție Disney, deci nu știu de ce s-ar împiedica pe sine. Dar rămâne de văzut, asta au cam stricat-o cu Grand Inquisitor, oricum și-a pierdut total din credibilitate, pentru că în Star Wars Rebels, pe parcursul întreg serialului, l-ai făcut pe Inquisitor atât de puternic, atât de credibil. Și acum mi-l strici în 2 episoade. Și da, dacă se va întoarce, probabil o să explice faptul că rasa asta nu are un stomac, are 2, și na, ar fi destul de înțeles faptul că dacă ia băga sabia într-o parte, să pierdă doar un stomac. Asta ar explica și faptul că Rebels este mult mai slab fizic. Ar fi situații în care ar putea să explice, dar oricum și-a pierdut toată credibilitatea Grand Inquisitor. Pentru că și dacă ne uităm asupra comic book-urilor, asupra comic book-urilor Darth Vader, și acolo The Grand Inquisitor este atât de important. Și aici mi-l omor în 2 episoade. În fine, mi-aș dori da să vedem poate în ultimul episod acea scenă din comic books în care Vader cumva îi cere scuze prin acel vis,
prin acea viziune lui Obi-Wan, ar fi superb să vedem asta. Ar fi foarte multe direcții în care ar putea să ducă în aceste trei episoade. Deci rămâne de văzut, oricum vedeți Obi-Wan, mai ales dacă sunteți fan Star Wars. Mie îmi place. Are greșelile sale, dar are poate mai multe greșeli decât Mandalorian, cu siguranță. Dar este în continuare foarte ok. Și pur și simplu îl iubesc pe Ewan McGregor pentru că încă joacă acest personaj cu cea mai mare pasiune posibilă. Ok, și după ce am epuizat tot fanul Star Wars din mine, hai să trecem și la The Boys. Ei bine, sezonul 3 a apărut ieri cu primele 3 episoade, le-am dat binge. Mi-aș dori să apară tot, să-i fi dat binge într-o zi, dar oricum este și el foarte, foarte ok. Pentru mine nu cred că o să existe sezon din The Boys până când se va termina serialul care să-l întreacă pe primul. Primul mi se pare absolut un masterpiece, dar continuă foarte, foarte bine. Deși până acum aceste 3 episoade, da, sunt destul de multe plot holes și poate că povestea se mișcă puțin haotic, poate că nu prea înțelegi motivația multor personaje, pentru că știm foarte bine la finalul sezonului 2, cam toți s-au retras și motivul pentru care se întorc în acest sezon 3 se recuplează, ca zic așa, nu s-a de bine justificate acele motive, dar în continuare este un serial cu supereroi. Nu este un serial cu supereroi, este cel mai unic și diferit serial cu supereroi. Ne arată din ce în ce mai mult ce se întâmplă în interiorul corporației VOD, ce se întâmplă cu Homelander, cu Starlight, pe partea lor de supereroi. Homelander mă aștept în acest sezon să aibă acea scenă, cum am văzut în sezonul 2, în care omoară din furie pe toată lumea. Mă aștept să aibă acea scenă oricum. Homelander este incredibil și actorul Star, ceva cu Star, parcă nu-i mai țin exact numele, face o treabă absolut excepțională, s-a născut pentru acest rol, cum și Carl Urban s-a născut să joace pe Billy Butcher. Sunt două personaje în relație, în antiteză, în relație de antiteză, absolut excepționale. Aceste două personaje, Billy Butcher și Homelander, nu doar că țin serialul în picioare, dar fac acest serial fucking great. Butcher în continuare este absolut incredibil și îi iubesc accentul din ce în ce mai mult. Avem destul de mulți supereroi introduși, nu știu mai nimic din comics, așa că să nu vă luați de mine. Dar sunt curios în ce direcție va merge. Sunt curios dacă membrii din The Boys, și aici mă refer la Frenchie, la MM, Mothersmill sau chiar și Huey, vor mai fi dispuși să facă atât de multe sacrificii pentru a omorâ niște supereroi, pentru că nu cred că o să mai ducă din nou în acea direcție în care aceste personaje nu mai au nimic de pierdut, pentru că în acest zon veți vedea cam toate personajele au ceva de pierdut, toate personajele, mai puțin Butcher. Și deși da, evident că o să dezvolte și relația lui Butcher cu fiul său, nu se simte atât de credibilă, părerea mea, până acum. Se simte mai mult și mai mult poți să rezonezi cu faptul că Butcher îl cam urăște pe copil, dar una peste alta, cred că cel mai curios sunt de Homelander, pentru că și până acum veți vedea cele 3 episoade, pe el l-au dezvoltat cel mai mult și se vede că vor să axeze cât mai mult pe Homelander. Iar pentru fanii Die Hard The Boys, clar o să vă placă și acest sezon 3. Clar menține așteptările acolo sus și se vede faptul că The Boys este powerhouse-ul de la Amazon, se vede faptul că bagă toate puterile pe care le au în The Boys și îmi place chestia asta. Este în continuare un serial foarte, foarte bun. Și v-aș sfătui să mergeți în paralel cu cele două, atât cu Obi-Wan cât și cu The Boys. Voiam foarte mult să fac acest clip, nu uitați să-mi dați în comentarii părerea voastră, părerile voastre despre cele două seriale până în momentul de față. Nu uitați că miercuri avem episod nou din Kenobi și vineri episod nou din The Boys. Așa că mulți întrezionare și ne vedem data viitoare.